Asociația Județeană de Fotbal Sălaj a organizat la finalul săptămânii trecute prima adunare generală ordinară din acest an. 35 de membri afiliați dintr-un total de 48 au fost prezenți la prima întâlnire din acest an, în care s-a discutat probleme legate de sistemul competițional, dar și despre arbitraj. 35 de membri afiliați dintr-un total de 48 au răspuns prezent la adunarea generală ordinară a Asociației Județene de Fotbal Sălaj, ce a avut loc vineri după amiaza în sala de conferințe a Complexului Severus. Cei prezenți au discutat despre partea a doua a campionatelor Ligii a 4-a și a 5-a, despre campionatele de copii și juniori, dar și despre noul proiect al clubului FC Zalău, a cărui finalitate să fie promovarea în Liga a doua. Fac parte din Comisia Federală a Federației Române de Fotbal în relația cu AJF-uri. Sunt 6 președinți de AJF, dintre care am fost și eu nominalizat. Mă bucur această nominalizare. O parte va aparține și dumneavoastră, fiindcă Federația Română de Fotbal are încredere în Asociația Județeană. Lucrurile merg spre bine, sigur, se poate și mai bine și noi, din punct de vedere Asociației Județene, poate avem unele lacune vis-a-vis de organizarea competițiilor, dar eu zic că e îmbucurător că 6 echipe la nivelul Ligii a 4-a se bat pentru promovare, vor avea susținerea noastră indiferent care echipă termină pe primul loc. M-aș bucura foarte mult, atât noi, Asociația Județeană, cât și eu pe plan personal, ca acea echipă care promovează să și-și continue activitatea. Ne bucurăm că fotbalul zălăuan și, în primul rând, Fotbal Club Zalău are un obiectiv foarte îndrăzneț, promovarea în Liga a doua. Este benefic pentru toți cei care suntem aici, pentru copiii pe care dumneavoastră îi pregătiți, pentru copiii care vin în urmă, și ar trebui ca și noi, Zalău, să avem o echipă de Liga a doua. În data de 27-28 am fost la o ședință a Federației Române de Fotbal, în care s-a discutat despre proiectul pe care dumneavoastră vi l-a mai spus, construirea unui teren sintetic în județul nostru. Am avut o întâlnire cu reprezentanții primăriei, cu domnul primar, și din câte am înțeles, acest teren se va construi. Am înțeles că trebuie doar hotărârea de Consiliu Local în care să se aprobe. Nu știm, din câte am înțeles, locația cred că este stadionul municipal, fiindcă primăria are un proiect de 3 sau 4 terenuri într-o zonă aici la Dâmbu Mori de 20 de hectare în care se face un bazin olimpic, două terenuri de antrenament, un teren cu 7000 de locuri și niște blocuri ANL. Eu le-am văzut când domnul președinte Burleanu a fost la Zalău în luna august. Sigur, este foarte frumos. Ne-am bucurat ca această investiție să se realizeze. Și acum așteptăm să vedem exact, deci lucrările vor începe undeva prin la începutul lunii iunie și vă asigur că primele 5 terenuri și județul nostru o să aibă un teren. La întâlnirea de vineri a fost prezent și Gabriel Bârjac, președintele Comisiei Județene de Arbitri. După cum știți, anul 2016 a fost pentru mine primul an în care am coordonat activitatea CEJA în calitate de președinte, alături de încă alte 9 persoane care fac parte din structura de conducere a Comisiei Județene a Arbitrilor, foști sau actuale arbitri divizionari. După un început de an în care am întâmpinat destul de multe probleme datorită faptului că numărul de arbitri a fost destul de redus, da, fiind nevoit să apelăm la anumite metode ca să putem asigura totuși un nivel acceptabil al arbitrajelor, lucrurile, din punctul nostru de vedere, intră ușor pe un făgaș normal, datorită faptului că am reușit să organizăm 2 școli de arbitri, una în primăvară, cealaltă în toamnă, din care am reușit să formăm 40 de noi arbitri, ceea ce pentru județul Sălaj este un record. Deci, întreaga istorie a Comisiei de Arbitri nu s-a mai întâmplat asta. Sigur că e îmbucurător faptul că, cel puțin din punct de vedere numeric, reușim să ne atingem un obiectiv pe care ni l-am fixat și asta ne permite la această oră să abordăm și problema calitativă a acestor arbitri. Desigur că automat asta nu presupune că peste noapte o să rezolvăm toate problemele de arbitraj, pentru că din cei 82 plus 10 arbitri divizionari
dacă facem o socoteală, de jumate sunt proaspăt arbitrii, deci jumate din ei sunt absolveți în 2016, dar pe mine personal mă bucură foarte mult faptul că din cei care au început cursul de arbitrii, deci școala de arbitrii, proporție 90-95% au și absolvit, ceea ce denotă un real interes din partea copiilor. Și acest aspect este primordial în a deveni mai târziu, desigur, alături de alte calități, un bun arbitru, de seriozitatea. Campionatul Liga 4 se va relua în data de 12 martie, iar cel din Liga 5 o săptămână mai târziu.